Oho. Oh my goodness. Compensează schiala asta sub ei și ei nu sunt legați, nu au cască și nu au nici balustrade. Fai de capul meu. It's so dangerous. It's so illegal. Illegal, they should have a belt and also guardrails. There's no guardrails. Ce-s kamikaze. Ce se întâmplă la judecătorie Chișinău, într-o instituție de stat, lângă președinție și parlament? Vă imaginați cum riscă muncitorii la Briceni, la Cahul, la Comrat, în stânga Nistrului? Și inspecția muncii departe, ocupată cu altceva, o cumperi cu 3 lei, pe lângă faptul că o plătim cu milioane buget public ca să ne protejeze de astfel de pericole. Și încă îi stau și pe roți. Vă fi blocate roțele astea? Da. Look how he's moving. He's the whole thing is ready to collapse. But how do they get up there? Strašnik. Așa sunt moldoveni. Mândri și teribiliști. Ei nu-s proști să poartă centură, să reducă viteza, să poartă cască, șantier. Ei își pun viața în pericol după ce îi dau vina. Dumnezeu, pe străini, pe guvernare. Legea e făcută pentru proști. Nu știu, dansează. Venit șeful și a zis, dați-vă jos că filmează. Ca să terminăm lucrarea după. Mafia. Lucrau ei? Da. Păi? Și cam ilegal. Dar rampa asta nu o să fie prea lunicoasă. Cum o să intre pe aici oamenii cu cărucior, cu scaun rulant? Și prea înclinată, mai mult de 9 grade. Nu e periculos să stați acolo? De ce acceptați să lucrați în așa condiții? Erați sus în condiții periculoase. De ce acceptați să lucrați în așa condiții? Că e ilegal și periculos pentru voi. Sau vreți să muriți aici, în centru, în fața președinției? O să anunț inspecția muncii. Treaba voastră, o să trebuie să vă apărați. Să vă împotriviți. Get a shot at his shoes, he's wearing slippers. Ia, oho. He should have O zis că ești în papuși de cameră, nu în încălțăminte speciale de șantier. Ok. Legislația muncii spune totuși altceva. Legislația e scrisă pentru proști. Șeful șterțu din gară, gata, s-a rușinat. Judecătoria Chișinău.